Știți, uneori cuvintele sunt de prisos. În așa caz, asta este. Doamna Veronica, la mulți ani! Nu plângeți, vă îmbrățișez cu drag, vă felicit din tot sufletul. Doamna Veronica, nu plângeți, hai că plâng și eu amuși cu dumneavoastră. Fiți tare. Vă mulțumesc pentru aceste emoții, doamna Veronica. Hai că n-ați vă pot spune mesajul, ea că m-ați emoționat. Doamna Veronica, vă urez un sincer la mulți ani, sunteți tare iubită, apreciată. Cei dragi ai dumneavoastră vin cu o recunoștință și vă urează un sincer la mulți ani și m-au rugat mult să vă felicit. Să vă sun, să vă felicit și să vă transmit acest mesaj. M-ați emoționat tare. Primul om pe care l-am văzut în viață, ai fost tu, iubită mamă. Chipul tău mi-a dat speranța, de nimic să nu am teamă. Ți-am văzut ochii strălucitori, ți-am auzit glasul plin de dulceață și de atunci m-am umplut de fiori, de la mama care mi-a dat viață. Ne-ai cântat cântece toată noaptea și ne-ai spus povești, înainte de a ne naște, să te vedem la față cum ești. Când ne doare ceva, imediat suni și întrebi de sănătate. Dacă avem probleme, tu sari și ne ajuți absolut în toate. Dacă ar fi să ne mai naștem odată, tot pe tine te-am alege ca să fii mămica noastră, fiindcă numai mama ne înțelege. Ești cea mai iubită, cea mai dragă, cea mai bună din lume, prețioasa noastră mamă. Te iubim, astăzi îți spunem. Din toată inima îți dorim sănătate, fericire. Toate florile îți oferim la picioare pentru tine. Mămică, lasă-ți toate visele tale să devină realitate și toate zilele tale să fie mereu pline de bucurii și încălzite de un soare cald. Dulcea noastră mamă, ne dorim să fii mereu așa veselă, înconjurată de familie și doar de prieteni adevărați. Să ne fii mereu așa tânără, frumoasă și înfloritoare. Te iubim foarte mult. Ne pare rău că în această zi importantă pentru tine și pentru noi nu ți putem fi alături. Dar gândurile, dragostea și căldura pe care ți-o purtăm sunt mereu cu tine, draga noastră mămică. Felicitarea vine din partea fiicei Tatiana, fiului Victor, la fel cu cuvinte calde de felicitare se alătură și nora Olga și genierele Denis. Și bineînțeles și nepoții care te iubesc și îți duc dorul. Doamna Veronica, nu mai plângeți. La mulți ani vă doresc. Plânge dorul în dumneavoastră, îmi dau seama. De cât timp nu v-ați văzut, doamna Veronica? Foarte de mult timp. Acum sunt în București, fac niște documente. Aici nu putem prinde telefonul. Când ies afară, nu prinde. Și V-am prins, în orice caz v-am prins și eu. acum cu hotărâmintele și mă duc după leacă la Moldova să-mi văd nepoțelul, să-mi văd copac. Să vă ajute Eu Dumnezeu. și pot să vă spun, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră, voi pe Facebook, că sunteți foarte drăguță, de multe inimi are din partea mea. În primul rând, vă felicit pentru că am înțeles situația la dumneavoastră și vă vreau tot binele din lume, să fiți stimată, iubită, la fel și protejată de persoanele dragi. Vă mulțumesc foarte. Sunteți o doamnă drăguță, sunteți o doamnă frumoasă, sunteți o doamnă inteligentă, deșteaptă. Toate acestea le meritați. Stima, respectul și iubirea. Vă mulțumesc. Și fiți sănătoși, vă fiți sănătoși. Eu la copiii mei le doresc foarte mult sănătate, în primul și în primul rând. Îi iubesc enorm de mult, foarte mult îi iubesc. Și Dumnezeu că-s cu minți, am niște copii cu minți, cu inimă mare, suflet mare, nepoței, frumșei, drăgălași. Și le mulțumesc foarte frumos din suflet. Acum mă duc la Moldova, urma să mă duc la Londra, fetița să nască. Dumnezeu să ajute. Asta e viața. Eu mă bucur foarte mult că am făcut cunoștință cu această familie, cu familia dumneavoastră,
Chiar sunteți bravă și Tatiana e bravă, frumos s-a exprimat, frumos a vorbit, este o fată educată. Eu vreau să vă cânt o melodie, o melodie, m-a rugat mult Tatiana piesa aceasta. La mulți ani încă o dată și numai bine vă doresc. Cine cu drag te-a legănat, în brațe cine te-a purtat, cine de mic somnul ți-a vegheat, când ai căzut te-ai ridicat, durerea cine ți-a alinat, cu tine împreună lăcrimat. Când primii pași ai încercat, cu cine întâi tu ai strigat, lângă ea de frică ai uitat. Ea toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, și cine o viață te așteaptă? Decât mama, dumneavoastră, doamna Veronica. Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat, tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum când anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut, decât mai des să vii tu pe la ea. Asta-i viața. Spune-mi dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, și cine o viață te așteaptă? Numai mama. Doamna Veronica, sunteți o persoană caldă, mi-ați transmis o stare frumoasă pentru toată ziua, să știți, mi-ați făcut dumneavoastră ziua. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc la fel din suflet. Sper că mai revenim la dumneavoastră. Cu drag. Eu vă mulțumesc și cu ocazia aceasta încă o dată spun că de aici lucrez, dar de aici îmi văd urmăritorii, cei mei sinceri în față, cei mei fideli, cei mei care într-adevăr îmi vor binele. Vă mulțumesc pentru tot. Vă urez o sărbătoare frumoasă. Să sărbătoriți acolo un pic, măcar dacă aveți poate cineva, eu știu. Da, mușa să vii de la școală și cred că să ieșim în București aici undeva de seară, da. Așa-i. Suntem, am venit cu probleme aici. Eu vă înțeleg. L-am venit așa. Eu vă înțeleg, fiindcă tot ea că mă duc și eu acum să mai clarific niște întrebări. Toți avem diferite întrebări, probleme. Eu vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru starea care ne-ați transmis-o. Bine, doamna Veronica. Mulțumesc foarte frumos. La fel și dumneavoastră vă doresc numai bine și mulțumesc de copiilor și mulțumesc și dumneavoastră. Da, Mirela. De acest cadou. Vă mulțumesc mult. Da, bine. O zi bună. O zi frumoasă. În continuare vă doresc. O zi frumoasă și vă mulțumesc. Ne mai revedem. Ne revedem. Ne mai auzim. La revedere. La revedere. Mulțumim mult. Mulțumim din suflet. Cu drag. La revedere. Așa. Da, într-adevăr. Vă mulțumesc mult, doamna Veronica, pentru... Chiar ne-ați făcut ziua. Am și eu am de clarificat niște întrebări cu documentele și tot... Asta e viața, tot e prin documente. Și și trebuia să plec și tot așa timp afară un pic s-o răcorit și e ploios. Și zic, doamne, zic, nu știu să mă duc eu azi sau să nu mă duc. Fiindcă azi și mâine mai am un pic liber. Dar vor începe felicitările iar la domiciliu și vor fi surprize frumoase, interesante pentru omageați. Dar zic, parcă nu ne era adus și nicăiuri azi. Dar uitați, mi-ați ridicat atât de tare, cum să vă spun,
Mi-ați transmis, mi-ați făcut ziua, mi-ați făcut o stare frumoasă și mă duc și eu să-i fac ce am de făcut. O zi frumoasă, la mulți ani, salutări la întreaga familie și chiar se vede că sunteți o familie frumoasă. Așa să rămâneți mereu, la mulți ani!